că ne iubiți, știam că ne așteptați și de aia festivalul One Man Show a revenit. Este 8 ani de zile, reluăm o tradiție frumoasă a Chișinăului în toamna, de obicei de ziua Hramului, de ziua orașului. În Chișinău se întâmplă acest festival, One Man Show. Ediția de anul acesta se numește Poduri de Teatru. De ce Poduri de Teatru? Pentru că sunt 20 de ani de când au avut loc acele renumite Poduri de Flori peste Prut. Și pentru că am vrea să construim acum, să zidim niște poduri de legături culturale, spirituale, artistice. Totodată acest festival este și un omagiu celui care l-a înființat și a fost animatorul lui, Dumitru Fusu, care acum este bolnav și nu poate să fie el aici în scenă alături de noi, dar sunt sigur că cu sufletul este alături de noi. Plec. M-am hotărât să plec de acasă. Am fost la gară și mi-am luat bilet. Îmi părăsesc soțul și copilul. Sunt foarte fericită. Nu mai am nimic de pierdut. Mi-e foame. Mi-e foarte, foarte foame și nu înțeleg de ce n-ar trebui să-mi fie foame. Mă spăl pe mâini și mă duc la bucătărie să mănânc ceva. Am fost și la biserică. M-am dus să mă uit la lumânări. M-am dus aproape de ele să le simt căldura. Aveam mâinile înghețate. Alo, sărmâna! Iertați-ne, dar tot noi suntem îngrijorați. A făcut 40 cu 2 și nu știm ce să-i mai facem. Da. A vărsat, a pus scaunul moale? Asta e, n-are nicio simptomă, nimica. Eu nu știu de la ce să fi făcut febra asta mare. Da? Și da. Scaunul? Păi n-a făcut de dimineață nimica. Eu nu știu ce are. Da. Da. Știi ceva? Faceți-i mai bine împachetări cu soprece la brâu și pe burtică. A, păi i-am pus șosețele cu oțet și spir. Sigur că dacă se încălzeau pe piciorușe, iar cu livienașul lângă noi, cu oțetul rece, spiritul rece, iar le puneam acolo, iar le puneam în piciorușe, iar acolo. Ascultați-mă ce scriu. Și pune și prosop, sigur, și șosețele și prosop. Da, da. Adu prosop. Auziți? Dar ce ziceți? Mergem cu el la spital, îl internăm? E posibil. Aoleu. Mergem cu el la spital. Nu să zică mama lui că noi suntem de vină, că noi... Ce e la mâncare? De mâncare, mămăligă cu brânză. Ce fel de brânză? De la țară, de capră, naturală, bio. Brânza de capră e cam grea. Da, soțul i-a mai dat puțin cârnați, foarte puțin, atât i-a plăcut. Cârnați? Da, nu, Doamne ferește, nu. Cum să vă iau fiert? Erau prăjiți? Prăjiți, sigur că da, prăjiți, cârnați prăjiți. Da, da. Dar cum se ne-am spus, doamnă, bracu? Doamne Dumnezeu, mi-o copil de 2 ani. Forță! Pentru că spectatorii, de fapt, au venit nu să ne vadă pe noi, dar să vadă spectacolul, am să rog totuși să spună fiecare din ei un scurt cuvânt de salut și de ce susțin acest festival.
Domnul Guran a fost cel care primul a susținut inițiativa, iată de ce, vă rog, pe dumneavoastră. Da, mulțumesc mult. Mi-ar fi fost foarte ușor să-mi citesc textul, dar vă las pe dumneavoastră să-l citiți. Am să vă îndemn să priviți Hulpav, acest festival. Toate piesele merită văzute. Numai depinde de rezistența dumneavoastră. Dar mă gândeam, spuneai că podurile de flori de acum 20 de ani le sărbătorim cu un one-man show. Mă gândeam oare de ce one-man show și mi-am dat seama de ce, că pe podurile astea tot trecem câte unul. Îngrijorat de vizitele milițianului, Bulbuc s-a gândit să-l mituiască. Dar Grișa Rotaru era incoruptibil. Pe de altă parte, Bulbuc nu mai știa ce să facă cu Ionel, fiindcă acesta nu mai murea. Iar din această cauză nu putea începe săpăturile în căutarea lui Traur, despre care se zvonea că ar fi avut buzunarele pline cu diamante la vremea când a dispărut. Nerăbdător și nervos, Victor Bulbuc l-a scos pe Ionel din pivniță, l-a dus la spitalul raional, unde îl aștepta Zahar Ivanovici Trosnet, un chirurg alcoolic, poreclit Mengel, prieten la cataramă cu Bulbuc. În schimbul unei canistre de samagon, chirurgul i-a promis lui Bulbuc că va găsi o soluție pentru a-l omorâ pe Ionică fără să trezească vreo suspiciune. Ionel Gavriuca era imun la otrăvuri. Bulbuc și Trosnet au înțeles acest lucru, deoarece îi dădeau copilului în fiecare zi câte o strachină de lături cu ceanură de potasiu. Ionel a fost hrănit cu antrax presărat pe înghețată sau dizolvat în sirop de căpșuni. Din acest motiv, surorile medicale care furau înghețată de la Ionel au murit în câteva zile, dar Ionel era la fel de vesel și rumen ca înainte. Echipați cu măști antigaz și costume de protecție, Bulbuc și Trosnet au făcut o ultimă sforțare aruncându-l pe Ionel într-un cazan industrial cu acid sulfuric. L-au astupat hermetic, l-au înfierbântat până la 300 de grade și l-au conectat la o sursă de curent de 10.000 de volți. Au așteptat 3 ore ca să fie siguri, dar Ionel a ieșit din cazan zâmbind, s-a scuturat de acid și s-a uitat nedumerit la cei doi. Bulbuc și Trosnet erau deopotrivă stupefiați, turbați de mânie. Și au hotărât că Ionel trebuie să moară de moarte violentă. De atâta m-am întrezit. Și încă ceva. M-am plimbat un pic prin gospodăria mea voastră. Și trebuie să vă spun cu convingere că Costiu Geniu are nevoie de împrospătare și renovare pentru a atinge standardele europene. Când se puie capul pe pernă, perna zbăcă tavan! Să scoală prinde mânăria, sabia în mână, stai așa că te omor, care ești pe aici? Ornonul e pe gurul, cum a venit, bătătă e, nu? Umpla așa, bă, că... Ia uite-vă la mine, ia uitați-vă la mine, bă, cum umblu în izmene, parcă sunt nebun. Și uite, parcă sunt șui la cap, bă, ori casa asta nu e curată. Ori să fi cu tremura pământul. Păi da, păi altfel, cum mă să-mi saie mie perna de sub cap? Da, a fost cu treburi precis. Stinge iar, mă rog, face vreo 3 cruci până la punct. Stinge lumânarea, pune capul pe pernă, vă rog. Vin întuneric. Bă, ce n-am măturat cu ei? Face ochii cât cepele prin vezi, n-ai pe acolo. Nu, e... Bă, ce-i asta, mă?
sare drept în picior. Pașol la turbinca ciorti! Bă, frate, unde au început a să cărăbăni dracii, de pe unde erau piculați pe acolo, că se bagă și un vătrai și picolor prin gaura cheii. Domnule, cu ce apuca în mână, cu o ușă, cu ceva. Din toate părțile. Parcă i-a aducea vântul, vă dați seama. Ce mai ploaie de stele. Ei, turbinga, le mai dă de niște ghionți așa și pune capul pe ei. Acum dacă la nu mai nu l-a supărat nimeni, vă dați seama. A tras un somn de la calem. Ca ostașul, ce să mai vorbim, să găreau cheile în broaște. Bă, ce dracea! Bă, ce dracea! Bă, ce fac ăștia! Scaraoschi, tata lor. Un ăla urât fierbe. Bă, unde sunt ăștia, mă? Băi, mă duc după ei, mă, nu se poate. Bă, le-am spus, băi! Urechea la cocoș, băi! Când cântă cocoșul, veniți dracu acasă, că vă prinde lumina, mă, soarele, mă, facem de faptă, mă! Vă dați seama, făceau păcătoasele, făceau de-astea cargare cu cușoasă, vă dați seama. Era o nenorocire, vă dați de cum ar veni infernul din iad. Cam așa e. Chestia e că nu s-a mai terminat. Vă dați seama, ăsta... Încercau săracii în toate felurile, să-l dea pe ăsta, nu, să tădea dus ăsta, pusese ochii pe o păcătoasă, una neagră. O fi fost ea neagră de smoală, o fi fost de păcate, sau o fi fost ea așa, ea știe. Dar era bună. De... Dar la gaia, mă, ea. Binează cu tipa. De puterea fi, de acum ești din casa noastră.